Steaua București se întărește cu un alt fotbalist de valoare înaintea începerii noului sezon. În vârstă de 23 de ani, Ștefan Drăghici a mai evoluat pe parcursul carierei sale la echipe precum Universitatea Craiova, Daco Getica, Sepsis Sfântul Gheorghe sau Gazmetan Mediaș. Înaintea antrenamentului de astăzi îl vom cunoaște mai bine pe ultimul jucător sosit la Steaua. Este vorba despre Ștefan Drăghici. Ce înseamnă acest transfer la Steaua pentru tine, Ștefan? Da, așa este. Consider că este un capitol nou în cariera mea și abia aștept să încep aici treaba. Cum ai fost primit de noi colegi? Am fost primit foarte bine, normal. Este un vestiar nou, pe câțiva dintre ei mai cunosc și aștept să ne cunoaștem mai bine. Ai evoluat la Juventus București, însă atunci Daniel Oprița plecase, n-ai apucat să lucrezi încă cu el. Cum e cu staful lui, cum te înțelegi? Da, este un nou început pentru mine, încep să mă obișnuiesc cât mai bine și să facem lucruri frumoase aici. Cum ești din punct de vedere fizic înaintea începerii sezonului? Cred că sunt un pic în urmă cu pregătirea, însă încerc să trag tare acum și să fiu cât mai bine până când începe campionatul. Cum vezi meciurile din Liga 2? Sunt echipe puternice, mai ales în prima etapă, în prima echipă bună, echipă agresivă. O să ne aștepte meciuri cât mai grele. Cât de dornic ești să joci pe noul stadion? Am văzut noul stadion, n-am intrat încă pe el. Abia aștept să debutez acolo și sunt nerăbdător, normal. Ai văzut atmosfera din meciul de inaugurare? Sunt niște sporteri minunați și abia aștept să joc pe noul stadion. Fratele lui Emilian Pacionel, Ștefan Pacionel, fotbalist sosit și el, la fel ca Ștefan Drăghici, în această vară la Steaua. Cum te simți aici, Ștefan? Bună ziua, în primul rând. Mă simt foarte bine. M-am acomodat foarte, foarte repede, deja cu câțiva dintre colegii mă cunoșteam și mi-a fost mai ușor să mă acomodez. Cum a venit telefonul de la Daniel Oprița ca să vii la Steaua în această vară? L-am primit foarte, foarte bine și m-am bucurat foarte mult că am reușit să ajung la o echipă așa mare pe cum Steaua și sper să ajungem acolo sus unde ne este locul. Cum e colaborarea cu jucătorii cu experiență, precum Vali Bărbulescu, Băjenaru, cât de multe sfaturi îți dau ei? Mă ajută foarte mult, îmi dau destule sfaturi și le mulțumesc pentru asta. Cât de mult aștepți meciurile pe noul stadion, meciurile importante din Liga 2? De-abia aștept să joc pe noul stadion, deja am jucat la inaugurare și să sperăm că o să câștigăm cât mai multe meciuri. Cum a fost la inaugurare cu suporterii în tribună acolo? Cum te simți ca fotbalist? Ceva foarte, foarte frumos. Vă dați seama, o atmosferă foarte bună. Roșalbaștrii vor mai disputa două meciuri amicale înaintea începerii campionatului. Miercuri de la ora 18 cu Metalo Globus București în direct pe Steaua TV și sâmbătă cu Unirea Constanța. Voi da totul pentru suporterii Stelei, forța Steaua!